Suntem bine, am folosit la Simonat, ne-a ajutat mult și cel mai mult, cred că operatorul a fost cel mai mulțumit, mi-a zis că un alt confort a fost super. Da? Câte mult ați folosit în ultima perioadă și mai ales la ce aplicație? N-am folosit la combinator, da? Când am avut o viteză de plasare din jur de 11-12 km la un combinator de 6 metri, cu un consum de 8-9 litri la hectar. Bun. Am folosit RDA Display, foarte bună. E colegul meu care te-a ajutat foarte mult. Da, cred că foarte Bogdan mult, a fost Bogdan m-a ajutat foarte mult. Partea de luminozitate, confortul cabinei, care ajută la noaptea foarte mult. Spun că a fost strâns de perioadele, intervalul foarte de lucru și ploile care v-au forțat, mai ales în zona unde observ că și acum am luat destul de mult. Folosind LED, ai o luminozitate caldă, nu mai este lumina de halogen. Și ai și randament mai mult. Dimineața când se dea operatorul jos, nu mă vedea unde sunt, nu știa unde să orientez. Acum l-am văzut foarte odinit și... Vroia el mai mult. Adică vroia el mai mult, da, îi plăcea în momentul, zicea să nu schimb după tractor. Mi s-a părut simplu, da? Dacă ai puțină cunoștință, nu te încurci, adică e ușor de lucrat. E construit special pentru fermier. Da. Adică să lucreze și fermierul cu el, nu numai operatorul. Corect. Păi mai și punctat cu forța de muncă, care e o problemă acum, poți să te sui să lucrezi lejer cu el, nu ai nicio problemă. Știu că aveți și implemente foarte grele. De 6 tone, cu tot cu fertilizare pe ea. Cum a făcut față tractorul, capacitatea de ridicare? Nu am avut nicio treabă. O ridica ca pe meu. Salut, Octavian. Hai să ne urcăm un pic și în cabină, să ne povestești puțin despre funcția de confort ale cabinei și, pe urmă, să discutăm și despre partea de inteligență pe care ai folosit. Hai să mergem. Ce ne poți spune din punct de vedere al confortului? Ce ai observat primul lucru când ai intrat în cabină și mai ales după ce ai început să operezi? Primul lucru față de primul lucru, adică ce se pare, vorbind de ambreiaj și coarnele. Poți să stai foarte lejer în momentul în care operezi tractorul. Nu te mai dor picioarele. Foarte interesant. Coloana de direcție, cum se pare? Nu știu dacă ai observat, dar e un automat, neavând experiența de lucru cu mașinile John Deere, cum ți se pare față de mașinile pe care ai operat până acum? Este foarte simplă și ușor de condus. E o direcție smooth direction. E foarte ușor, adică poți să ți-o reglezi cum vrei, scaunul este foarte confortabil, poți să-l întorci în orice poziție, să urmărești implementul, colaborat cu autotrack-ul. Corect. Și este, nu știu cum să zic, noua generație. Adică operatorul trebuie să-i oferi confort, îi oferi respect și confort. Și el, la rândul lui, vine cu o treabă bine făcută. O lucrare de calitate, să înțelegem. Sistemul de sonorizare, presupun că n-ați avut mare nevoie, dar am observat că ai telefonul conectat în permanență la el. Ne ajută foarte mult, adică poți să fii atent ca și la mașină, nu mai trebuie să stai cu mâinile pe telefon, ai răspuns, vorbești și poți să urmărești implementul și să-ți urmărești lucrarea fără să stai cu ochii în telefon tot timpul. Da, din punct de vedere al confortului operatorului, cred că ai observat și tu, mai ales în zilele toride de vară, stocați, presupun, aici lichide, da, în compartimentul de răcire. L-au folosit băieții, sper că pentru apă, ei, da, cred că l-au folosit, da, pentru altceva. Nu, dar nu cred că operatorii din România consumă altceva în afară de apă. Apă și suc. Se pare spațiul cabinei. Este o cabină spațioasă, au loc doi oameni, poate să stai doi oameni lejer în ea și... Nu știu, nu-ți dă, poate dacă ești mai claustrofob, o senzație. Nu, aici stai liniștit, ai o cabină spațioasă, cum am zis, vizibilitatea este foarte bună. În afară nu te încurcă nimic, poți să... Deci, practic, vederea nu ți-e obstrucționată de către nimic. Nu, este perfect. E un tractor, nu e de nota 7, e de nota 10.